Bună ziua! Astăzi vă voi arăta cum se face un semn de carte iepuraș. De ce avem nevoie? De o coală de hârtie? Foarfecă, lipici? Am decupat deja urechiușele pentru iepuraș și creioane colorate. Vom începe prin a îndoi pe jumătate coala de hârtie. Avem nevoie doar de jumătate. O mai îndoim în două pentru a obține un pătrat și tăiem partea rămasă. Să mai îndoaie încă o dată. Se desface. Colțurile le ducem în jos și obținem încă un pătrat. Se întoarce. Vârful de sus se mai îndoaie o dată. Iar apoi îndoim colțurile, le punem dedesubt. Într-o parte și în alta. Și am obținut un semn de carte. Pentru a fi mai frumos, eu o să-l facem iepuraș. Colorăm urechiușele. Le lipim. Facem ochișorii. Sucul. Și gurița. Cam acesta este semnul nostru. Unul mic. Denis a mai făcut încă un și mai mic. Din hârtie mai mică. Sper că v-a plăcut semnul nostru de carte. Și vă mai așteptăm și la alte activități. La revedere!